Turneul a avut loc în weekend la patinoarul din Buzău. Obișnuiți cu întrecerile disputate pe o treime din teren în cadrul competițiilor destinate categoriei de vârstă sub 10 ani, micuții elevi ai lui Cristi Mănăilă de la Vulturii au ocupat locul 4 din cele 5 echipe participante la cel mai recent concurs organizat pe patinoarul din Buzău. Într-adevăr, Buzău era obișnuit, dacă pot spune așa, cu aceste tipuri de competiții de nivelul 12 pe tot terenul. Am avut experiența anilor anteriori, dar aceasta este o nouă generație de copii care au făcut pasul de la Under 10 pe o treime din teren la Under 12, unde joacă pe tot terenul, cu regulile obișnuite din meciul dintr-un joc de hockey. Diferența apare aici că timpul de joc este mai scurt, 3 reprize de 15 minute, la nevoie se pot schimba, arbitrul poate opri meciul, se schimbe la jucătorii la minut. Echipa din Buzău a făcut recent pasul spre categoria Under 12, astfel că perioada de acomodare cu disputarea jocurilor pe întreaga suprafață a patinoarului durează. Chiar și așa, hocheiștii de la Vulturii au bifat două victorii care le dau premizele pentru performanță. La acest turneu au participat cele 5 echipe înscrise: Acvila Chișinău, Dunărea Galați, CSM Suceava, Buzău și Viitorul Hocheist București. Clasamentul, l-am spus, a fost exact același. Chișinău a câștigat locul 1, Galațiu locul 2, CSM Suceava locul 3, noi locul 4 și Viitorul Hocheist București locul 5. Cupa Ice Magic a fost ultima întrecere organizată la Buzău sub egida clubului din localitate. Weekendul viitor, la inițiativa unei formații din capitală, patinoarul din Buzău va găzdui o etapă din cadrul campionatului național.